Și în adunare se potrivește lucrul acesta. Când există o manifestare a lucrării Duhului Sfânt, ar trebui să ne așteptăm ca fiecare categorie de oameni să fie atinsă. Și tinerii, și chiar și copiii. Noi ne așteptăm la lucrul acesta. De asta expune metodele Harului. Știți, oamenii zic, eu nu cred că copiii poate să fie chiar la vârsta asta născuți din nou. Nu, ei trebuie să crească mai mari, de la 18 ani încolo. Ok, am înțeles că poate nu-i credibilă mărturia lui. Dar dacă tu nu le expui metodelor Harului, dacă tu nu-l ții în comunitate, dacă tu nu te ocupi ca el să înțeleagă cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu, tu nu petreci timp cu el ca să înțeleagă voia lui Dumnezeu, dacă tu nu petreci timp cu el în închinare, în familie și în biserică, cum poți să te aștepți ca el să fie regenerat, ca el să fie atins de Dumnezeu? Normal că atunci vei inventa o filozofie și o teologie care să se potrivească cu practica ta. Și normal că dacă nu le expui metodelor Harului, el nu va experimenta pe Dumnezeu. E normal lucrul acesta. Însă eu mă bucur de această promisiune și cred că ea se aplică familiilor noastre, bisericii noastre în întregime. Dumnezeu toarnă Duhul Lui și poate să-L toarne peste orice. Orice fel de categorie de oameni, da? Fii, fiice, tineri, bătrâni. Este interesant, oare de ce parcă ni se pare natural ca tinerii care cresc în familii de credincioși să aibă, cum spunem noi, o perioadă de rătăcire? Oare de ce ni se pare, natural oamenii? Dom'le, e o perioadă, cam la toți cam trec prin perioada asta. Așa e normal să fie? Așa e normal să fie? Soluția pentru tendința tinerilor de a-și pierde tinerețea în lume, în pofte, în păcate, soluția este ca ei să fie născuți din nou și umpluți de Duhul Sfânt. Asta este soluția. Și nu s-o vom mai duce acolo.